Corinteni, capitolul 11, vom citi de la versetul 23 până la 34 inclusiv. 1 Corinteni, capitolul 11, cuvânt care ne va sluji în dimineața aceasta, la minutele care le mai avem, cuvânt pe care aș vrea să ne însoțească pentru această lucrare, să privim cu responsabilitate asupra acestui cuvânt și haideți să urmărim ce spune Apostolul Pavel celor din Corint, însă cuvânt care e valabil și pentru noi, pentru fiecare care suntem aici. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Numele Lui să fie slăvit și în dimineața aceasta. Frați și surori, cu bucurie am ascultat aceste cântări. Cu bucurie am fost îndemnați la rugăciune în dimineața aceasta să ne rugăm. Cu bucurie suntem aici și vrem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în continuare, cuvânt pe care s-a vorbit până aici. Și dacă am fost foarte atenți și la toate cântările care le-am cântat și la îndemnurile de la rugăciune și la tot ce a fost aici, totul este inspirat din cuvântul lui Dumnezeu. Totul este inspirat din cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce am citit e cuvântul lui Dumnezeu, n-am adăugat și n-am scos nimic. Însă cred din toată inima că și cântările care au fost și gândurile pe care ne-au îndemnat la rugăciune în dimineața aceasta sunt inspirate tot din cuvântul lui Dumnezeu. Și spun în dimineața aceasta: binecuvântat să fie numele Lui! Până seară târziu m-am tot gândit să vorbesc în dimineața aceasta despre Golgota, despre cei doi tâlhari care au fost răstigniți împreună cu Domnul Iisus Hristos. Însă nu știu de ce un singur gând în dimineața aceasta, m-am trezit cu gândul să citesc pasajul acesta și un singur gând pe care aș vrea să-l amintesc în dimineața aceasta și cred din toată inima că e valabil și pentru mine, dar cred că e valabil și pentru tine. E versetul acesta pe care spuneam și citeam aici, cum spunea Apostolul Pavel, 24. Și după ce am mulțumit lui Dumnezeu. Dați-mi voie să gândim în dimineața aceasta împreună la gândul acesta. E un gând despre mulțumire. Fratele Nicu a vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu și duminica trecută s-a accentuat tot mai mult despre cuvântul lui Dumnezeu. Și rămâne că cuvântul lui Dumnezeu este cel care lucrează în viețile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Și vreau să vă spun că suntem la cina Domnului în dimineața aceasta și la cina Domnului, deși cina Domnului trebuie luată de obicei, totuși ea nu trebuie luată din obicei. Ascultați-vă bine, deci cina Domnului, suntem la masa Domnului în dimineața aceasta. Cina Domnului trebuie luată de obicei, însă nu trebuie luată din obicei.
Și vreau un pic să explic lucrul acesta ca să ne dăm seama că noi trebuie să rămânem cu ceva, frați și surori. Suntem pe drumul acesta al pocăinței. Și nimic nu poate schimba în viața ta și în viața mea cât ar fi de frumoase predicile. Sunt oratori pe care predic așa de frumos, însă ceea ce îți dă putere să schimbi ceva e cuvântul lui Dumnezeu. E doar cuvântul lui Dumnezeu. De obicei, spune că e o deprindere individuală câștigată prin repetarea frecventă și îndelungată aceleași acțiuni. Deci o acțiune pe care o faci în permanență este de obicei. Și avem un exemplu aici, exemple sunt multe, dar un exemplu îl găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 22. Spune așa cuvântul Domnului. Domnul Iisus Hristos ieșea muntele măslinilor ca de obicei. Nu de obicei, nu din obicei, ci ca de obicei. Deci, frați și surori, faptul că suntem în dimineața aceasta la biserică e un obicei bun. Faptul că cântăm, faptul că ne rugăm, nu-i rău obiceiul acesta. Însă problema este când o facem din obicei. Din obicei, de fapt, unde este problema? Este riscul instalării automatismului, a obiceiului de a participa astăzi la masa Domnului, inconștient, fără simțire și fără emoție. Dați-mi voie să explic un pic lucrurile acestea și să ne dăm seama cât de important e să nu venim aici din obicei, ci să avem un obicei. Și obiceiul acesta să nu fie obiceiuri rele. Spune că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Însă, frați și surori, cred că suntem oameni maturi. Vorbesc cu unor oameni în dimineața aceasta care suntem cu toții destul de responsabili. Excludem copiii, adolescenții care sunt în creștere. Însă cea mai mare parte dintre noi suntem oameni care ne-am întors la Domnul Iisus Hristos. Dacă sunt prieteni care încă n-au făcut legământ cu Domnul Iisus, mă rog în dimineața aceasta Duhul Sfânt să-i cerceteze. Duhul Sfânt să facă eliberare și să înțelegem că nu ne adunăm aici, frați și surori, să vorbim despre cineva, să vorbim despre lucrurile pe care astăzi sunt și mâine au plecat, vremelnice, ci noi vorbim de lucrurile pe care e lucrarea lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos a poruncit să facem această lucrare nu spre pomenirea Bisericii Pentecostale, nu spre pomenirea unei organizații, ci ori de câte ori faceți lucrul acesta, vestiți, pomeniți moartea și învierea mea. Și în dimineața aceasta, această lucrare ar trebui să ne deschidă un pic mintea, să ne dăm seama mai mult despre cina Domnului, despre masa Domnului, pentru că la masa Domnului consider că suntem cu toții oameni născuți din nou, oameni care ne-am născut din nou prin puterea Cuvântului Sfânt și stăm la masă în dimineața aceasta cu Împăratul Împăraților, cu Domnul Domnilor, e Domnul Iisus Hristos. Nu-L vezi cu ochii aceștia, însă prin credință în dimineața aceasta trebuie să realizezi că El este la masă. Domnul Iisus le spunea ucenicilor, în vremea când era cu ei fizic pe pământ, am dorit mult să mănânc, să stau la masă cu voi. Frați și surori, trăim un risc foarte mare. Am spus că trăim riscul de a ne obișnui, să devii un automat în gândire, automat să cânți. Și ieri vorbeam cu frații de la departamentul de cântare, ne-am întâlnit un pic să analizăm lucrarea aceasta. Și vreau să vă spun că unul din frați spunea și are dreptate. Deci ne-am obișnuit să cântăm și nu că e rău, dar problema trebuie să medităm la ceea ce cântăm, frați și surori. E posibil să nu lași ca Duhul Sfânt să te cerceteze prin cuvintele cântării, pentru că cuvintele cântării sunt tot inspirate de Duhul lui Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu. Însă devii un om mecanic, devii în care să funcționezi fără să gândești. Însă suntem la masa Domnului în dimineața aceasta și n-aș vrea să luăm lucrurile cu ușurință. Fratele Nicu vorbea în dimineața aceasta, ce mare risc este să nu tratăm Cuvântul lui Dumnezeu cu responsabilitate. Și uitați-vă, un singur verset vreau să citesc, să ne dăm seama un pic cât de mare responsabilitate ar trebui să avem în momentul când suntem la casa Domnului și când Cuvântul Domnului e prezent între noi și Cuvântul Domnului ne vorbește, ne citește, se citește, Cuvântul Domnului l-avem printre noi, l-avem în casele noastre. Deschideți cu mine la Evrei, capitolul 4, un singur verset, versetul 12. Evrei, capitolul 4, versetul 12, spune așa. Căci cuvântul lui Dumnezeu, atenție,
Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheiturile și măduva. Și al cincilea lucru, judecă simțirile și gândurile inimii. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, în care noi suntem împrejurul Lui. Ne-am adunat și cel mai important lucru pe care poți să-l ai în dimineața aceasta și poți beneficia, este că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Dumnezeu este viu, fraților. Dumnezeul nostru este viu. Dumnezeul nostru nu este afișat pe un perete și ne închinăm unor chipuri. Dacă în Valea Dura a trebuit să se închine unui chip, ăla nu era Dumnezeul adevărat. Era doar un chip făcut pentru lumea care era adunată în Valea Dura. În dimineața aceasta dăm voie să spun că aici este prezent Dumnezeu Tatăl din Cer, acel ce este viu în vecii vecilor. Cuvântul lui Dumnezeu, fraților, nu ne dă doar informații, ci prin faptul că ne informează, El ne și pune în vigoare aceste informații. Cuvântul lui Dumnezeu nu poți să-L tratezi doar ca o informație, ai ascultat, ai ieșit și ai plecat, e greșit. Poate citești undeva într-o carte de povești și cu adevărat că a fost Mihai Viteazul, cu adevărat că a fost Vlad Țepeș, cu adevărat că au fost cei dinaintea noastră care au luptat pe câmpul de luptă românesc. Însă lucrurile acestea nu schimbă viața noastră cu nimic. Cuvântul lui Dumnezeu este cel ce schimbă și dați-mi voie să vă mai citesc un verset ca să înțelegem că nu trebuie rămas doar numai la nivelul de informație. Isaia 55. Isaia 55. Sau Isaia, da, 55. Isaia 55, versetul 10 și 11. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întoarce înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Și acum vine cuvântul Domnului, câtă putere are cuvântul lui Dumnezeu. Tot așa, și cuvântul meu, spune Domnul Dumnezeu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu împlinește planurile Tatălui, pentru că Dumnezeul nostru este viu și cuvântul lui Dumnezeu este viu. Tot aici vorbește apostolul aici și spune în 3, în Evrei 3, cu 12. Și spune, luați seama, dar fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să ne despartă de Dumnezeul cel viu. Poate dacă ești în dimineața aceasta și până astăzi, poate te-ai obișnuit să crezi că există lumea aceasta din nimic. Am întâlnit oameni care vine și spune, domnule, omul a apărut din nimic și el funcționează și merge după nimic. Nu știu dacă este cineva în încăperea aceasta să creadă asemenea aberații. Însă dacă poate ești până în dimineața, până astăzi aici și te-ai mai îndoit la cuvântul lui Dumnezeu, îți spun în dimineața aceasta, Dumnezeu să aibă milă de tine. Dumnezeu să aibă milă de noi. Cuvântul lui Dumnezeu n-are voie să fie pus la îndoială. Frați și surori, suntem la masa Domnului. Vorbim ce înseamnă să te obișnuiești să faci lucrul, dar să nu-l faci din obicei, adică să faci ceva mecanic, să asculți cuvântul acesta mecanic, să treci peste el, să citești dimineața un capitol doar mecanic, să te duci și să zici, domnule, am citit în Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie lăsat să lucreze în viața noastră, am spus, nu numai la nivelul de informație, ci această informație trebuie pusă în vigoare. Și cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu. Mărească-se numele Lui. Apostolul Petru preia cuvântul, ideea și spune în cuvântul lui Dumnezeu, că cuvântul acesta este plin de viață, fiindcă ați fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și rămâne în veac. Binecuvântat să fie numele Lui. Cerurile și pământul vor trece, însă cuvântul acesta rămâne în veac. Un al doilea lucru, cuvântul lui Dumnezeu este lucrător. Lucrător înseamnă energic, acționează, intervine, se pune în acțiune, funcționează. Cuvântul lui Dumnezeu se dovedește a fi puternic și eficient.
căci prin el, spune psalmistul David, căci prin el, zice, se face și poruncește și ia ființă. Pentru că Dumnezeu poruncește și ia ființă, spune psalmistul David în psalmul 33. Slăvit să fie numele Lui, binecuvântat să fie puterea Lui. Cuvântul lui Dumnezeu este lucrător. 3. Cuvântul lui Dumnezeu este mai tăitor ca orice sabie cu două tăiușuri. Taie și în mine, taie și în dumneata. Deci nu vreau să mai explic mult lucruri acestea, că timpul trece. Însă ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, care e diferit de alte cuvinte, de alte scrieri. Al patrulea lucru, cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, încheiturile și măduva. Cu cine poți compara tu cuvântul lui Dumnezeu? Cu ce poți să pui alături de cuvântul lui Dumnezeu într-o vreme a cunoștințelor, într-o vreme pe care apar tot felul de învățături? Cu nimic, frați și surori. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, pentru că cel care l-a trimis pentru poporul său a fost, este și rămâne viu în vecii vecii. Și al cincilea lucru, în final, cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile, gândurile, inimii. De aceea cuvântul Domnului ne spune că suntem trup, duh și suflet. Toate sunt separate, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în dreptul fiecăruia. Ce aș vrea să spun în dimineața aceasta, indiferent care ai fi aici, omule, tânăr sau în vârstă, lasă cuvântul lui Dumnezeu să-ți vorbească. Ori de câte ori vii aici, acceptă cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat că vei pleca de aici și vei spune, Doamne, nu pot lucrul acesta. Însă nu-l nega. Nu vine și spune, Doamne, e normal, mi-a spus, nu mă interesează. Nu, să nu facem greșelile acestea. Să căutăm, să dorim să-l punem în practică. Poate nu vei reuși mâine, însă te vei ruga și vei spune, Doamne, te rog, dă-mi putere să pun în practică lucrul acesta. Spuneam altă dată și repet, și valabil și pentru mine, dacă un singur lucru aș reuși să schimb, de câte ori vin în casa lui Dumnezeu, s-o cotiți într-un an de zile câte întâlniri avem, doar un singur lucru să-l schimb într-o zi, într-o duminică, am avea foarte mult de câștigat. Și mă rog în dimineața aceasta ca Duhul Sfânt să aibă milă de fiecare dintre noi. Frați și surori, aș vrea să continuăm să privim un pic cu responsabilitate despre versetul acesta. Și m-am gândit să vorbesc în dimineața aceasta pentru că, ca oameni, ne obișnuim și la un moment dat reușim să analizăm lucrurile acestea dintr-o perspectivă pe care le vezi în stânga și în dreapta oameni pe care poate nu privesc lucrurile cu responsabilitate așa cum sunt în Scriptură. Poporul Israel, ne spune cuvântul Domnului, că pentru oamenii aceștia ieșirea din robia Egiptului a fost o sărbătoare. De fapt, la cina Domnului trebuie să fie momente de sărbătoare și nu de tristețe. E adevărat că vorbim de moartea Domnului Iisus Hristos, vorbim de jertfa Lui, însă această lucrare nu s-a limitat la moartea și îngroparea Mântuitorului. Această lucrare a continuat și El a înviat și este viu în vecii vecilor. El a părăsit, a plecat de pe pământul acesta. Însă ne-a făgăduit și ne-a spus și ne-a trimis prin cuvântul Evangheliei, făgăduința Tatălui. Și a spus că nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite Duhul Sfânt care va fi cu voi și în voi. Însă nu peste puțină vreme, voi veni după voi. Frați și surori, asta așteaptă Biserica Domnului. Spre pomenirea Lui trebuie să continuăm să facem această lucrare. Comemorarea acestei lucrări te cheamă a te cerceta. Să nu te obișnuiești, să lași ca Duhul Sfânt să transforme inima ta, să cauți să iei hotărâri noi ori de câte ori vii aici. Și cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește despre pocăință, despre schimbare. Oricât am fi noi de credincioși, frați și surori, pentru fiecare dintre noi încă este loc de pocăință. Este loc, frați și surori, orică ai 50 de ani, orică ai 80 de ani, oricare am fi dintre noi, este loc de pocăință, pentru că Dumnezeu este viu și cuvântul Lui e lucrător. Spuneam, poporul Israel sărbătorea ieșirea lor din robia Egiptului. Pentru noi, cei născuți din nou, masa Domnului, a trebuit să sărbătorim cu bucurie ieșirea noastră din robia păcatului. Iisus Hristos ne-a eliberat, frați și surori. Iisus Hristos ne-a scos din mocirile, ne-a mântuit, ne-a iertat, ne-a pus în gură o cântare de mărire și noi în dimineața aceasta putem să fim la masa Domnului. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Aș vrea în dimineața aceasta, la această întrebare, e vorba, cuvântul Domnului vorbește de mulțumire. Iisus, mai întâi de toate, am mulțumit. Așa a făcut Domnul Iisus Hristos. Mă întrebam în dimineața aceasta și îmi pun întrebarea la cuvântul acesta. Sunt eu responsabil, mai întâi de orice lucru, să mulțumesc lui Dumnezeu? Fraților, sunt eu responsabil, mai întâi de toate, să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Mă uitam aici, este un pahar de apă. Vreau să vă spun că poate pentru mulți nu e așa de important. Însă vreau să vă spun că
când tratezi lucrurile cu indiferență, ți se pare normal că găsești apă la robinet, deschizi, găsești pahari, găsești... Însă noi trebuie să o luăm cu mulțumire, pentru că, în primul rând, Dumnezeu Tatăl din Cer ne-a dăruit viață și în dimineața aceasta am putut să coborâm din paturile noastre. Nimic n-ai putea să faci, indiferent ce ai avea și câte daruri ai avea, nu poți să le manifesti în viața ta, n-ai putea să le manifesti decât dacă trăiești, dacă ești sănătos. Și paharul acesta, ca să ajungă cu apă aici, a trebuit să-ți dai seama, în primul rând, că e Dumnezeu care a lăsat apa aceasta. E Dumnezeu care a lăsat viață pentru cel care a venit aici. E Dumnezeu care a lăsat toate lucrurile și noi ne-am obișnuit cu lucrurile acestea. Însă lucrurile acestea n-ar trebui să fie o obișnuință, să uităm că mai întâi de toate, spune cuvântul Domnului, Domnul Iisus Hristos a luat o pâine. Însă mai întâi de toate am mulțumit Tatălui. Vreau să spun în dimineața aceasta, cum stai cu mulțumirea față la adresa lui Dumnezeu? Avem atâtea motive să-i mulțumim Domnul și mă uitam și am avut săptămâna aceasta 3 seri de rugăciune și dacă stai și asculți un pic felul cum ne rugăm foarte mult, frați și surori, ca oameni, nu-i rugăciunea rea, dar ne-am obișnuit foarte mult să cerem. Am încercat acasă, personal, să stau măcar jumătate de oră să mulțumesc lui Dumnezeu. Credeți-mă că am foarte puține cuvinte. Și stau și mă întreb de ce. Pentru că ar trebui să o iei de la cele mai mici lucruri. Că dacă n-ar fi Dumnezeu cel viu care a promis, noi n-am avea nimic. Dacă avem, avem prin El și dacă trăim, prin El trăim. Aș vrea să mulțumim Domnului, să căutăm să fim mulțumitori. Înainte de orice lucru, noi ar trebui să avem putere să mulțumim lui Dumnezeu. Să mulțumim în primul rând, dacă am stat și am analizat lucrurile, să mulțumim că ne-a dat viață. Și spun, Doamne, Apostolul Pavel spunea, datorită că am ajuns între voi, le spunea celor din Efes, este că Dumnezeu ne-a dat viață. Și în dimineața aceasta spun, Doamne, binecuvintează-ne să putem să-ți mulțumim că avem viață pe pământul acesta datorită ție. Mulțumim că ne-am mântuit prin credință, frați și surori. E un motiv care ar trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire. Mai întâi de toate, am mulțumit. Mulțumim pentru credință. Mulțumesc Dumnezeului meu, spune Apostolul Pavel, pentru credința în Iisus Hristos, pentru voi toți, că credința voastră este vestită în toată lumea. Aș vrea să se audă că aici, frați și surori, într-un locaj de închinare, sunt oameni care vin și îi mulțumesc Domnului că i-a mântuit și că ne-a dăruit credință. Credința dată Sfinților, o dată pentru totdeauna. M-am întâlnit săptămâna trecută cu un fost vecin al meu unde am stat pe Fürtestrasse. A fost judecător. Și undeva la 80 și ceva de ani m-am întâlnit cu el, că am obosit, picioarele merge foarte greu. M-a întrebat ce fac, că sunt mutat din zona de acolo de vreo 12 ani de zile. I-am spus prin ce am trecut cu familia. Și la un moment dat mi-a spus să ne întâlnim duminică la o cafea. I-a spus, duminică nu pot nici într-un caz, că mă duc la biserică. El m-a făcut ochii mari. 3 copii are, 2 au decedat și o fată de la 38 de ani, toți 3 au fost cu handicap. S-au născut bolnavi, 2 au decedat, unul e dus în azilul de invalizi. Și îmi spune, nu vii? Nu vin, că duminica mă duc la biserică. Cumva așa s-o marcat, s-o spus, biserică? M-a spus, dacă stai să te gândești, spus că cele mai mari probleme din lumea aceasta au plecat de la religion, spune el. V-a zis, religion e dislecte zahăn, adică cel mai lucru mai rău e religia. M-am uitat la el și am spus să-i răspund ceva. I-am spus, da, e adevărat. Religia a provocat cele mai multe probleme pe planeta Pământ. Însă noi, diferența, i-am spus, noi avem o altă. Noi nu avem religie, noi avem o credință. Și anume, spune el, credința în Iisus Hristos, Mântuitorul. S-o uita și spune, și ce faci acolo? Ne rugăm, cântăm, roagă-te și pentru mine. Frați și surori, oamenii au trăit 80 de ani, 90 de ani, au făcut servicii bune, au avut meserii frumoase, însă nu și-a pus problema și nu-și pune problema că într-o zi părăsește pământul de aici. Cu siguranță omul acesta n-a mulțumit niciodată lui Dumnezeu. N-a mulțumit de viață, n-a mulțumit de mântuire, n-a mulțumit de credință. Pentru el, când e vorba de credință, spune că e cel mai rău lucru și ca el sunt mulți. Însă noi în dimineața aceasta avem harul de la Dumnezeu. Avem binecuvântarea lui Dumnezeu, că ne-a făcut conștienți Dumnezeu să mulțumim pentru un pahar de apă și spune că dacă l-ai dat în numele Lui, nu-ți pierzi răsplata. Iubitul meu, frate și soră, prieten care ești, ia lucrurile cu responsabilitate. Dacă te dai jos din pat dimineața și n-ai nevoie să te ajute cineva, mulțumește lui Dumnezeu. Dacă ai pâine pe masă, dacă ai putere să te duci la muncă, te doare o mână, un picior, stai pe la ușile doctorilor, strâng din umeri toți, nu mai poți să facă nimic, însă aici este unul care poate totul.
E Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Un alt lucru, să mulțumim lui Dumnezeu, înainte de toate lucrurile, să mulțumim că El ascultă rugăciunea. El ascultă rugăciunea, frați și surori. Siguranța rugăciunii ascultate ne umple inima de pace și de bucurie. Cum să nu cânți de bucurie? Poate dacă nu ți-a ascultat rugăciunea ieri, stăm înaintea lui Dumnezeu că El ascultă rugăciunea, frate, așa spune cuvântul Domnului. El ascultă rugăciunea, de aceea oamenii vor veni la El. Cine altul să te asculte? Dacă aș avea, de exemplu, un prieten ministru, mă duc la el cu o problemă și omul acesta nu mai este în funcția de ministru, este poate undeva izolat și este urmărit penal, însă eu mă duc la el. Cu ce mă mai poate ajuta el? Cu nimic. Însă noi venim la un Dumnezeu care este viu și este adevărat, El ține cerurile, cerurile nu-L pot cuprinde. Citeam în dimineața aceasta că cerurile vestesc marea lucrare a lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta tu și eu suntem aici să avem putere să-I mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumim pentru că ne ascultă rugăciunea, mulțumim pentru că ne-a chemat în slujire, fratele Doru amintea de slujire, frate și surori. Mulțumim Domnului că ne-a chemat în această lucrare. E frumos să cânți, e frumos să predici, e frumos să faci lucrurile, însă noi suntem chemați să-L slujim pe El. Și mă rog în dimineața aceasta ca orice om al lui Dumnezeu, născut din nou, să-și cunoască chemarea pe care ne-a făcut-o, pentru că e important să ne dăm seama că suntem chemați să lucrăm pentru împărăția Lui. Mulțumim pentru Duhul Său cel Sfânt. Duhul Sfânt care ne însoțește și ne călăuzește. Duhul Sfânt care ne-L-a dăruit, frați și surori. Și nu vreau să intru în amănunțire, însă Duhul Sfânt își face lucrarea în poporul Său. Își face lucrarea în biserica Sa. Orică vrei sau nu vrei, Duhul Sfânt își face lucrarea. Și un lucru pe care ar trebui să nu uităm niciodată, Doamne, să mulțumesc că mi-ai dat o familie. Pentru familia ta și pentru familia mea ar fi bine să stai în mulțumire înainte. Când stai să te gândești, un bărbat și o femeie, diferiți unul de celălalt, au hotărât printr-un legământ al căsniciei să rămână împreună, nu până la un an, nu până la o problemă, până la capătul vieții. Realizăm noi ce a făcut Dumnezeu pentru noi și asta e numai familia creștină, familia care realizează și își dă seama responsabilitatea când ia lucrurile cu mulțumire. Să-i spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat această familie, mi-ai dat copii sănătoși, mi-ai dat în jurul căsii mele, am lucrurile pe care mă pot bucura de ele. Și lucruri pe care vreau să închei în dimineața aceasta, vreau să-ți spun, nicăieri nu găsești bucurie pe pământul acesta mai mare decât când vii acasă și ai o familie care este sănătoasă, ai o familie care știi că acolo e un colț de rai, frați și surori. Mulțumim Domnului pentru toate lucrurile acestea. Aș vrea să închei. În numele Domnului Iisus Hristos aș vrea să avem putere să cerem de la Dumnezeu în permanență. Doamne, fă-ne niște oameni recunoscători. Fă-ne niște oameni mulțumitori. Pentru că am înțeles în dimineața aceasta, mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu ne-a iubit, frați și surori. Pentru că n-a cruțat nimic, a dat pe singurul Său Fiu pentru tine și pentru mine, pentru noi toți, ca în dimineața aceasta să putem să fim la masă cu El. Și El ne spune în dimineața aceasta, ori de câte ori faceți lucrul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El, însă cu recunoștință, cu mulțumire să stăm înaintea Domnului, să nu uităm de lucrurile acestea. Sunt simple, dar sunt importante. Sunt așa de importante pentru noi, că niciodată nu vom reuși să mulțumim de lucrurile mari, dacă nu vom înțelege că acestea sunt lucrurile de care suntem legați în fiecare zi. E pericol mare să mă obișnuiesc să trec ușor peste lucrurile acestea. E pericol mare să trec ușor peste cuvântul lui Dumnezeu. E pericol să trec peste învățătură. Și ca familie, de multe ori, o familie creștină este dispusă să înțeleagă, să asculte, să se lase modelată, indiferent cine te sfătuiește. Ești omul pe care ești deschis să poți să înveți, să asculți și să-ți reabilitezi lucrurile. Și mai mult ca atât, cuvântul lui Dumnezeu ne-a chemat în dimineața aceasta să luăm cu responsabilitate Evanghelia, cuvântul scris. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Aș vrea ca Dumnezeu să lese harul Său peste noi. Ne vom cerceta în urma acestui cuvânt. Și fiecare dintre noi, odată ce am încheiat legământ în apa botezului, prin nașterea din nou, avem dreptul, indiferent în ce biserică ești, ai dreptul să stai la masă cu Domnul. Însă mă rog în dimineața aceasta ca Duhul Sfânt să pună în viața noastră această dorință. Să căutăm să fim mulțumitori, să nu confundăm una cu alta, însă să avem obiceiul de a veni la casa lui Dumnezeu, să avem obiceiul să-L urmăm, dar nu din obicei, nu fac că trebuie făcut, fac că simt că trebuie făcut. Și mă rog ca Duhul Sfânt să ne călăuzească pe toți.